Doamnelor și domnilor, bună seara! Ediție specială Actualitatea Românească în această seară, doamnelor și domnilor. Liviu Dragnea a anunțat acum ceva timp, în urmă cu câteva minute, jihadul. Nu mă sperie Klaus Iohannis, nu mă sperie Eduard Helvig, nu mă sperie Pahunțu, Chioveși, Băsescu, Ponta și Oprea. Rămân președintele Partidului Social Democrat, altfel se destructurează partidul. Îmi cer scuze românilor că nu am aplicat deciziile Curții Constituționale și nu am fost mai ferm ca să merg până la capăt. Merg până la capăt, spune în această seară Liviu Dragnea, a fost o execuție în masă a 9 oameni ca să mă condamne pe mine la o anumită televiziune, oarece televiziune, a fost amenințat un judecător din completul meu care mă considera vinovat, voi destructura sistemul ocult din România, eu chiar merg până la capăt, a spus în această seară Liviu Dragnea, fără echivoc, Partidul Social-Democrat îl susține în totalitate, este față în față liderul PSD cu 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, adică pușcărie. Probabil este cel mai dificil moment politic pentru PSD, dar și pentru Liviu Dragnea. Toate pendeletele vom discuta în această seară, atât cu invitații mei, analiști, politicieni, ziariști, dar mai întâi vă prezint invitații. Vom avea foarte multe intervenții telefonice pe situația generată de deciziile Partidului Social-Democrat de astăzi, dar și de condamnarea în primă instanță a lui Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Vă prezint invitații, doamnele, înainte, doamna Ingrid Mocanu, bună seara, bună doamna seara. Mocanu, avocat, Raluca Dan, sursa zilei, bună seara. Bună seara, mulțumesc foarte mult, Raluca, mulțumesc și domnul Vișan, Gelu Vișan, analist. Zici și dezvăluitorul. Îmi cer scuze că n-am știut că, și doamna Sorina Matei, n-am știut că sunt singurul domn din emisiunea aceasta. Se mai întâmplă. Da? Deci n-am fost nimic aranjat, dar mi-e foarte drag. Da, haideți să-l ascultăm. Aici, de fapt, sunt doamne, dar foarte hotărâte. Așa este, e okay. Toate doamne. În general, doamnele sunt mai hotărâte. Mai bărbate decât bărbații, da. Decât bărbații. Haideți să-l vedem pe Liviu Dragnea în această seară, după ședința Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat, un comitet care s-a reunit în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, completul Curții Supreme, un complet de 3 judecători. Vom discuta și ce s-a întâmplat la Curtea Supremă. Sunt foarte, foarte multe evenimente și, practic, condamnarea în primă instanță a lui Liviu Dragnea schimbă foarte multe de pe scena politică românească și din justiție. Și o să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Haideți să vedem anunțul președintelui Partidului Social Democrat, pentru că Liviu Dragnea a spus că rămâne președinte al Partidului Social Democrat și șef al Camerei Deputaților. Bună seara! Am avut, așa cum știți bine, o ședință a Comitetului Executiv și vreau să vă spun câteva lucruri în seara asta. Întâi de toate despre proces și despre sentința de ieri. Câteva informații pe care eu cred că publicul e bine să le știe. Eu am fost tărât în acest dosar pe baza a două declarații din partea a două doamne inculpate în dosar. Una dintre doamne a spus că eu i-am zis să se angajeze la protecția copilului, dar să nu meargă la serviciu. Și cealaltă doamnă a spus că mi-a zis mie la un moment dat că sunt 2 angajate care nu vin la serviciu și eu i-am zis să le mai țin. Asta au spus la DNA. În fața instanței, una din cele 2 angajate care spusese la DNA asta a spus explicit și clar, mă rog, explicit, nu și clar, că a răspuns clar la întrebarea explicită a judecătorului. Dacă eu i-am spus să meargă la protecția copilului și să nu meargă la serviciu și a spus nu. Deci asta este una. La confruntarea pe care a organizat-o
completul de judecată între mine și cealaltă doamnă? I s-au pus câteva întrebări. Dacă eu am făcut presiune asupra dumneaei să le țină la serviciu pe cele două, a spus nu. Dacă am făcut presiune asupra vreunui angajat din protecția copilului ca să semneze în fals niște documente, a spus nu. După aceste declarații și eu și avocatul meu și alți oameni cu care am discutat cu pregătire juridică au spus că nu poate să fie la mine altceva decât achitare pentru că acuzațiile au fost distruse chiar de cele două care le făcuse. În schimb, ieri am asistat la o execuție în masă. A trebuit să fie condamnați 9 oameni ca să se justifice și condamnarea mea. Atât despre sentința de ieri. Da, și un judecător care a rezistat a făcut opinie separată și care mă vedea nevinovat. Și mă vede și acum nevinovat. În ceea ce privește poziția mea, am avut discuție în comitetul executiv cu mandatul de președinte PSD și președinte, cele două mandate pe masă, în mod simbolic. Fiecare coleg și-a exprimat liber părerea și susținerea și mi-au cerut în unanimitate să nu am o abordare personală a acestei situații. Pentru că mai important decât mine sunt câteva lucruri. Mai importante sunt câteva lucruri. În primul rând, stabilitatea țării. Al doilea rând, stabilitatea guvernării, îndeplinirea fiecărei prevederi din programul de guvernare, care a început să producă efecte pozitive și va produce în continuare, și stabilitatea partidului, pentru că riscul este uriaș, au spus ei, ca PSD-ul să se destructureze. De asemenea, au spus că nu putem să ezităm în a duce la capăt lupta pe care am început-o, și anume de, pe de o parte, de normalizare a legilor justiției și a codurilor penale, iar pe de altă parte de destructurare a acestui sistem ocult. În aceste condiții eu le-am spus că n-am nicio ezitare, am spus în fața Congresului, am spus-o și în fața sute de mii de oameni la meeting, că am de gând să merg până la capăt. Am știut atunci când am organizat meetingul că acea manifestare va mări presiunea pe completul de judecată, pentru că acel meeting i-a speriat foarte tare. Mi-am dat seama că acel meeting va contribui la condamnarea mea. Am văzut și unii de la o anumită televiziune cum au amenințat în direct chiar judecătorul care are o opinie separată, spunându-i că să-și bage mințile în cap și să meargă pe calea indicată, că altfel nu știe ce se întâmplă. Eu le-am spus că obiectivele mele rămân aceleași. Și anume, programul de guvernare să fie pus în practică și va fi pus, iar statul paralel, așa cum îl numim noi, să fie zdrobit. Și va fi zdrobit. Îmi cer iertare acum, în fața dumneavoastră și în fața celor care ne privesc, miilor de români, care unii stau în pușcărie pe un articol neconstituțional, alții sunt târâți în tribunale pe baza aceluiași articol sovietic, iar alții sunt târâți pe la DNA și mai sunt și alte mii sau zeci de mii care nici măcar nu știu că au dosare. Îmi cer iertare pentru că s-a lungit atât de mult elaborarea codului penal. Probabil că nu o să mă iert. Maniera pe care noi am avut-o, pe care eu am avut-o, de a avea o abordare
procedural corect în Parlament. S-a dovedit că a fost una greșită, pentru că în Parlament nu se mai poate vorbi de adoptarea sau procedură normale, dezbateri, adoptare și promulgare. Orice lege, dacă e vorba de Fondul Suveran de Dezvoltare, dacă e vorba de alte legi cu influență economică pozitivă sau socială, legile justiției, toate sunt atacate, toate sunt retrimise, doar să nu se mai pună în practică. Doar până atunci reușesc să dea guvernul jos, reușesc să distrugă PSD-ul și majoritatea parlamentară. Decizia mea este foarte fermă. Rămân la conducerea Partidului Social Democrat pentru a duce toate aceste lucruri la capăt și le voi duce. Rămân și în conducerea majorității parlamentare împreună cu domnul președinte Călin Popescu Tăriceanu. Nu va trece moțiunea de cenzură. În schimb, și eu și colegii mei am decis astăzi să fim mult mai fermi și mult mai radical cu tot ceea ce trebuie să facem. Nu mă sperie nici Iohannis, nici Helbig, nici Pahonțu, nici Chioveși, nici Băsescu, nici Ponta, nici Oprea, nici alții. Obiectivele la care m-am angajat și pentru care mi-am asumat responsabilitatea rămân acele și împreună cu colegii mei și cei de aici și din țară le vom duce la cap. Vă mulțumesc! Asta a fost declarația. Liviu Dragnea, în această seară, după 3 ore de ședință a Comitetului Executiv, domnul Vișan... Scuze, doamnelor, începem cu mine. Da, scuze că începem cu mine. Cu minoritățile, începem cu minoritățile. Ce ați înțeles dumneavoastră din propoziție? Doamna, pare o declarație de război, adică... Doamna, eu am scris ieri, după... Da, bun. Această execuție politică ce i s-a servit lui Dragnea, i-a fost execută politică făcută de data asta de Iohannis și Helbig. Tot scenariul ne arată lucrul acesta. Helbig, care vrea să pară democratul, că el e ăla care desecretizează protocoalele și așa mai departe, o poveste întreagă. Nu vreau să intru în ea. Toată această execuție politică parcă ar fi fost făcută de cineva de la PSD. Pentru că nu putea să servească PSD-ului, care este un mamut ce până ieri era în oarecare adormire, chiar dacă vreo 200.000 de oameni au venit în București la meeting, nu putea să servească un motiv mai puternic. Asta arată că securitatea, care face tot felul de scenarii și strategii, e proastă. Securitatea, n-am spus seriza, securitatea e proastă. De ce? Pentru că ei ar fi trebuit să cunoască PSD-ul, deci este cine a făcut politică și eu de vreo 28 de ani tot mă confrunt cu zona aceasta, m-am confruntat să zic așa, știe că PSD-ul când se pornește, se pornește de jos. Decizia nu mai este a lui Dragnea de data asta. Asta ar fi trebuit să învețe ei. A, că Dragnea în momentul ăsta lui poate ar fost mai comod pentru că el a fost cel care a temperat până acum PSD-ul. Nu, ce vreau să... Credeți că îi unește mai mult sau îi... Nu numai că îi unește. Nu. Nu numai că îi unește și că i-a unit. I-a transformat pur și simplu într-o, dacă vreți, într-un corp foarte unit care a decis la ora aceasta că el trebuie să se bată cu securitatea. E un paradox. Un partid de stânga în România se bate cu securitatea, deci ca la nimeni. Și partidele de dreapta, ori sunt securiste, ori sunt ale securității. O declarație deci, foarte puternică a lui Dragnea. Cred că n-a și dumneavoastră ați vorbit cu mulți PSD-iști ieri și inclusiv din Cluj. Toți jurnaliștii au vorbit cu ei și i-ați văzut în telefon cât erau de porniți. Toți! Fără să fi vorbit cu Dragnea. Dragnea avea telefoanele închise, iar ei țipau și spuneau nu ne lăsăm, ne unim și trecem la război. Deci nu e o mare filozofie să știi că război cu securitatea, da? Ca să nu înțelegem greșit. Și cu hashtag, cum zice cineva, rezista. Da. Bun, hashtag geni. Da, ori din punctul, mai mult sau mai puțin, ceea ce a făcut PSD-ul până acum nu a fost decât să stea în defensivă.
Da, e și baletul ăsta tipic al lui Dragnea, să fii și cu ea și cu ea. Mai poate ne înțelegem, poate nu știu ce, poate o fi bine să nu fie rău și așa mai departe. Când a ajuns și am închis, când a ajuns focul la partea dorsală... Dom'le, e pată în față pușcărie. Da, adică el, știi ce se întâmplă? Nu e vorba de el aici. Gândiți-vă ce... Doamna Matei, vă spun, dacă el pleca astăzi, oricine venea, îi urmea soarta. Mai mult, dacă el ceda, vreo 10 din prima linie, erau sătați. Astăzi mă gândeam, în ultimii 3 ani este al doilea președinte al Partidului Social Democrat, indiferent de animozitățile cu Ponta, strict factual vorbind. Ponta în 2015, împușcat, ca să zic așa, printr-un dosar la DNA la care s-a ajuns achitare și a dat demisia, a plecat. Pe Facebook. Da, domnule, pe Facebook, pe Facebook, partidul a rămas fără lider, a venit Dragnea, da, care era în competiție internă de mulți ani, nu se sufereau de mulți ani. Important este că acum avem un al doilea lider al PSD cu a doua condamnare și aici avem executare. Adică este evident, este mai mult decât evident că dosarul respectiv nu avea nicio legătură cu niciun fel de faptă penală. Nu numai la domnul Dragnea, la niciuna dintre persoanele trimise în judecată. Ele erau pe decizie, evident, pe decizia curții, așa cum opinează judecătorul de opinie separată, iar la domnul Dragnea am văzut opinia separată, este achitare pe litera A, fapta nu există, deci nici măcar Dragnea nu este opinat a fi achitat pe decizia curții, de judecătorul care a făcut opinie separată, da. Deci nu a avut niciun fel de probă, este vădită. O să discutăm și asta, e ceva ciudat aici. De coerență, dar în același timp, eu cred că judecătorii au dat un semnal foarte puternic, pentru că ați văzut, au dispus achitare pe fals, pe instigarea la fals. Da, da. I-au dat un semnal puternic și mesajul, cred eu, și al judecătorilor către domnul Dragnea este: trezește-te, abuzul în serviciu nu mai poate rămâne în această formă. Eu cred că dacă judecătorii doreau să păstreze abuzul așa cum este el acum, soluția pentru ei ar fi fost să dispună achitare majoritar. În acest moment, din discursul domnului Dragnea, rezultă în mod clar că a înțeles ce i s-a întâmplat, că a înțeles că nu este suficient să nu ai probe și să nu ai fapte pentru a fi achitat și că în acest moment tot partidul va face tot ce-i stă în putință pentru ca dosarele fără probe să nu mai aibă o astfel de soluție. Pentru că altfel ar fi continuat astfel de condamnări abuzive. Eu spun de multă vreme, nu doar procurorii sunt vinovați, și judecătorii care cu foarte multă ușurință condamnă doar pentru că se știe că eu X vă spun, a furat, că Y a furat. Foarte mulți oameni din justiție situația, ce s-a întâmplat aici, n-am înțeles absolut nimic, pentru că nimeni cred că nu înțelege absolut nimic din această decizie. Oricum, cred că e bine să așteptăm motivarea. Comitetul executiv al PSD, doamnelor și domnilor, 5 puncte foarte ferme pentru susținerea lui Liviu Dragnea. Susținerea lui Liviu Dragnea ca președinte al PSD în toate funcțiile politice deținute, la conducerea partidului, la conducerea Camerei din Parlamentul României, susținerea guvernului condus de premierul Viorica Dăncilă, realizarea tuturor demersurilor legale și constituționale pentru finalizarea și accelerarea procedurilor privind adoptarea modificărilor la legile justiției, codurilor penale, punerea în acord cu deciziile curții constituționale a CEDO, a directivelor europene și în conformitate cu standardele materiale Comisiei de la Veneția, utilizarea cu fermitate, sunt niște accente aici, tuturor, cu fermitatea tuturor mecanismelor și procedurilor legale și parlamentare pentru denunțarea abuzurilor în justiție realizate în baza unor protocoale ilegale, utilizarea cu determinare, sunt niște tușe foarte groase puse de PSD, a tuturor căilor legale pentru consolidarea autorităților curții constituționale, astfel încât, asta e pe suspendare sau nu știu ce o fi în capul lor, astfel încât deciziile definitive și obligatorii ale acestei instanțe supreme să fie respectate și puse în executare de către toate autoritățile statului român. Sună ca
parcă suntem în Orientul Mijlociu, nu știu, așa m-a simțit astăzi. Declarație de război. Declarație exact de război. Exact așa arată. Pe de altă parte, strict politic vorbind, era de așteptat ca PSD-ul să susțină pe Dragnea, era normal pentru orice om care gândește puțin la, la ceea ce înseamnă acest colos, pentru că este un partid colos pe care Dragnea în momentul ăsta este singurul om care a dovedit că poate să-l conducă. Dragnea nu are un succesor în PSD. Toți cei care au încercat să preia conducerea PSD-ului în ultimii ani, când ne uităm la Mihai Tudose, la Grindeanu sau mai știu eu la cine, și la această tabără, așa zisă, care formează așa zisă, opoziție în PSD, niciunul dintre ei nu a dovedit că poate conduce acest partid. Pe de altă parte, poate că este bine că a venit această decizie și că acești oameni se trezesc. Există deja, și asta se poate verifica simplu întrebându-l pe domnul Florin Iordache, există deja un proiect de modificare a codului penal la comisie. Există deja o propunere de reformulare a definiției infracțiunii de abuz în serviciu, fără introducerea unui prag, asta ca să terminăm cu propaganda. Nu s-a pus problema unei ordonanțe de urgență, pentru că nu s-a pus problema, dar modul în care au redefinit la Comisia Iordache abuzul în serviciu, în primul rând că nu cred că are legătură cu decizia Curții Constituționale, practic nu schimbă mare lucru, bine, nu schimbă nimic. Spune acolo că trebuie un prag. Dar nu vorbește de prag valoric. Nu vorbește de prag valoric. De gravitate decizia Comisiei de la Veneția și decizia Curții Constituționale. Dar nici măcar vorbesc de prag de gravitate. Nici măcar întreb așa. Poți să furi 20.000, 5 lei, 7 lei. Ce au înțeles ei prin gradul acesta de gravitate, au redefinit abuzul în serviciu astfel încât nu se mai pedepsește fapta dacă este comisă, dacă cel care o comite obține un folos pentru sine sau pentru altul, sau cum este definit acum, ci pentru sine sau pentru rudele de gradul întâi. Asta este singura modificare pe care ce poate să au făcut-o, că anul viitor va fi an prezidențial, ce poate să-l salveze pe Doar o modificare. Doar o modificare a definiției și o clarificare, dar o clarificare foarte, foarte precisă a abuzului în serviciu. Pentru că astăzi, repet, abuz în serviciu nu înseamnă nimic. Nu este nicio infracțiune. Înseamnă că procurorul zice, nu prea ai făcut bine actul ăsta. Nu prea ai făcut bine actul ăsta și de acolo ai produs ba o pagubă, ba un beneficiu. O modificare, dar în sensul celor cerute de Curtea Constituțională. Celor cerute în mod real. Exact, de Curtea Constituțională. Noi avem cerință de la Curtea Constituțională. Avem de la Comisia de la Veneția recomandare fix pe abuz în serviciu. Avem în Convenția de la New York cu privire la corupție în mod clar cum trebuie să arate abuzul în serviciu ca infracțiune de corupție. Să săvârșești fapta în scopul îmbogățirii. Nu să săvârșești fapta că s-a gândit un procuror că nu prea ai citit cu bine legea. Și dacă nu se modifică în această modalitate, nu doar Dragnea se va duce la pușcărie, ci eu cred că tot PSD-ul. Pentru că și PNL-ul și USR-ul. PNL-ul nu acum. Atenție, PNL-ul și USR-ul se vor duce în tura următoare. Un studiu de caz. Se va schimba procurorul. Foarte interesant. Foarte mulți consilieri. Avem și numai un pic și avem și o decizie CEDO. Decizia Livic contra Estoniei, cred că este, spune foarte clar că nu, această infracțiune nu respectă standardele de claritate. Păi ies spun că vorba unui amic al meu. Ies Haștaginii și o să se lege cu lanturi că scapă Dragnea. Și a scos din legislație abuzul serviciu. După ce a fost condamnat. Da. Deci avem toate organizațiile internaționale, toate ne spun că acest abuz în serviciu nu are ce să caute în această formă în legislația noastră. Și noi, adică majoritatea, s-a încăpățânat să mențină această formă total imprecisă și iată unde s-a ajuns. Și-au văzut visul cu ochii. Liderul lor a fost condamnat pe o astfel de mizerie. S-a încăpățânat sau nu a făcut-o de teamă? Nu a făcut ambele variante și la fel de greșite, să nu supere lumea, posibil, da, este posibil. E bine ca să nu fie rău și să fie bine să fie această condamnare. Luptăm, dar nu le luptăm și uite așa. Și uite așa, nu mai avem niciodată legi corecte. Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu, foarte bun. Un dosar aici, foarte simplu, dar foarte complicat. Aici vă întrerup că l-avem la telefon pe domnul Bogdan Chireac. De ce? Bună seara, domnul Chireac.
Să rămâne, doamna Matei. Domnul Pirea. Bună seara invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Bună seara. Ce ați înțeles noastră din declarația domnului Dragnea din seara asta? Că în sfârșit nu mai crede în negocieri cu statul subteran, doamna Matei. E cu o explicație logică pentru care până în prezent, după un an și jumătate, nu au reușit să modifice legile în așa fel încât să mai îngrădească abuzurile, nu avem. Chestiunea cu hashtag-ul, cu demonstrația, cu, până la urmă, oamenii aia n-au făcut altceva decât să iasă în mod democratic în stradă. Hai să fim serioși. Da, și domnul Dragnea a aplicat de 2 ani o decizie a Curții Constituționale. De ce? Că negocia cu statul subteran? Nu știu, doamnă. În orice caz, din punctul ăsta de vedere, să știți că este la fel de responsabil precum domnul Klaus Iohannis, care nici dânsul nu aplică o hotărâre a Curții Constituționale. Așa rezultă, e. Știți, toți culmea este că au picat pe curte, pe deciziile curții. Și domnul Dragnea, și domnul Iohannis, și doamna Chiuveș și... Dacă vă uitați cu atenție, în România deciziile Curții Constituționale sunt absolut facultative. Niște recomandări. Nici măcar, așa, că văd că nici corect. Nu se gândesc să fie luate în seamă. Deci, eu asta sper că, mă rog, din punct de vedere politic, e un moment neprielnic, fiindcă nu vei mai putea împiedica să spui că s-au modificat legile din cauza lui sau datorită dânsului, cum priviți lucrurile, dar lucrurile alea toate trebuiau făcute până acum, în conformitate cu legea. Că ți-a venit domnul Timmermans, că ți-au dat ambasadele comunicat. Dar uite că ambasadele n-au mai dat comunicat când a fost ultima decizie a onorabilei curs constituționale. Atunci au spus că e o problemă de politică internă. Până atunci nu fusese probleme de politică internă. Deci... Dar credeți că această teamă vine de la PSD sau vine din, pur și simplu din personalitatea domnului Dragnea să fie bine, ca să nu fie rău? Să ne înțelegem și cu ea, și cu ea, și cu ea, și cu ea, și cu ea. Doamna Matei, poate e și o tactică politică. Cele mai bune scoruri obținute de PSD, la locale și parlamentare, au fost obținute cu PSD condus de Liviu Dragnea, deci scorul la care Victor Ponta nici nu putea spera. Așa e. Mergând pe campanii total neagresive... Pozitive, da. Exact. Numai mesaje pozitive. Ați văzut că nici nu l-a combătut pe Iohannis, pe Băsescu. Deci, și victimizându-se foarte puternic, într-adevăr. Nu știu dacă s-a victimizat. Nu mi s-a părut că s-a victimizat el. Nu, a venit partidul. În cam... Că au, i-a luat liderii pe Orguța Vasilescu, pe X, Y, Z și... Bun, asta a fost greșeala statului subteran. Da. Care a considerat că dacă ia pe dosare inventate în campanie, corect, vor câștiga, la fel cum s-a întâmplat în prezidențiale din 2014, așa este, când a fost un jihad și atunci PSD-ul a pierdut. Deși acum vin tot felul de informații, ori fi, nu știu, în care lideri importanța ai PSD, de fapt, comandau jihadul din 2014. Deși eu nu cred că domnul Băsescu nu era la curent cu lucrurile astea. Dar avem, orice ați spune, avem o zbatere extraordinară a statului subteran. Și statul subteran ieri a dat o lovitură devastatoare. După multă vreme când a tot încasat, ieri statul subteran a punctat. Că până la urmă, cum e statul ăsta subteran? Inventat de Traian Băsescu, care nu mai avea sprijin popular, dar dorea să rămână președinte, dânsul a călărit statul subteran. În vara lui 2014, după ce i-au arestat fratele, pe domnul Mircea Băsescu, statul subteran s-a așezat la masă. Deci brusc nu mai era valetul din fața ușii, era domnul care se așează la mare cu era domnul șeful Băsescu. Ia, exact cum spuneți, doamna Matei. Ba, după ce a plecat de la masă, domnul Băsescu a început și alte arestări cu doamna Udrea, cu, mă rog, cu ce a fost acolo. Între timp lucrurile s-au mai degradat, mă rog, a suferit înfrângeri și aici meritul principal este al Curții Constituționale și nu mă bateți că m-a bătut la un alt post de televiziune domnul Ciuvică, Eduard Helvig. Deci dacă PSD făcea pentru dezmembrarea statului subteran
cât a făcut Eduard Helvig, nu mai aveam stat subteran în acest moment. Cu oprirea ascultărilor, cu scoaterea ofițerilor SRI din dispozitiv, cu desecretizarea protocoalelor, cu toate lucrurile astea. Deci dacă și PSD-ul își făcea treaba pe partea lui, era foarte bine. Da, nu mă bat, dar nu cred că, adică domnul Helvi putea să facă mai multe. Cred că n-avea încotro cu protocoalele astea, adică oricum dânsul nu erau ghiulele lui. Erau ale domnului Maior, ale domnului Coldea. Adică da, domnul Matei, dar cum să spun, putea să le lase așa. Spre nu sale mele, le lăsa, putea să nu respecte nici dumnealui decizia Curții Constituționale, că vedem că nimeni nu respectă, știți, decizia cu interceptările. Cu toată dragostea, parchetul, și nu vorbesc numai despre DNA, dar parchetul nu s-a reformat în nicio formă. Acolo a rămas un sanatoriu, ca să citez un fost procuror general al României din 2012. Sanatoriu a lăsat doamna Chiuveși și sanatoriu a rămas acel mai mamut. Povestea sanatoriu chiar într-un interviu. Grei, să știți. Da, foarte mulți oameni care nici măcar nu vin la serviciu. Dar toți sunt puntați bani, când da. A preluat parchetul general de la doamna Chiuveși și toți erau puntați foarte bine, ca și acum la DNA. Toți sunt foarte buni, toți sunt perfecți, toți sunt unități de elită, dar profesional nu parcă aveam niciun unii rezultat. Unii nu fac nimic și alții fac... Mă rog, asta da, apropo de parchetul general. Nu vreau să intru în polemică și eu după ce a avut cu domnul Chiuveși, că deci nu e chiar Chirea. Așa cu Helvig. Domnul Dragnea l-a menționat și pe domnul Helvig, chiar pe poziția 2. A fost băgat cu de asta l-am menționat și eu, fiindcă dânsul a enumerat câțiva oameni politici, pertinentă enumerarea. Domnul Iohannis, în mod evident, este adversar și conducător a cea mai rămas din statul subteran. Domnul Iohannis este. Preferația ai statului subteran, domnul Ponta, domnul Oprea, are sens acest lucru. Cei doi șefi de servicii secrete, nu știu, Lucian Pahonțu, sigur n-a fost în sufrageria lui Oprea. Nu, pentru cred că în toate sufrageriile. Era în cătărie. Era în cătărie. Domnul Chirea, din respect pentru dumneavoastră, ceea ce vreau să spun acum, nu o să spun de față cu dumneavoastră, ceea ce o să spun în emisiunea Sorinei Matei. Nu o să spun de față cu dumneavoastră pentru că aveți o părere. Și știți că vă respect. Așa că și cu domnul Pahonțu, iar cu domnul Helvig, hai să o lăsăm la analiză, dar cu domnul Pahonțu chiar vă înșelați. Și vă înșelați rău. Da, și eu știu de ba da, nu, eu vă spun sigur. Da. Nu cred lucrul ăsta, deci atunci, nu aveți nicio dovadă că deci, se a făcut Chirea, poliție. Atunci, dacă dumneavoastră, eu am vrut să fiu elegant, uitați-vă în ochii mei. Nu poate da? Că e pe telefon. Uitați-vă, nu, că vă uitați, dacă nu vă uitați la televizor, ascultați-mă cu mare atenție. Eu o să fac o afirmație. Doamna Sorina Matei o să mă întrebe dacă am dovezi. Da. Iar eu o să-i spun doamnei Sorina Matei așa. Oricând, timp de o săptămână, nu, să-mi dea o săptămână, oricum, oricând, după o săptămână, îi prezint toate dovezile pe care le vrea, funcție de ce va face domnul Pahon în săptămâna viitoare, în emisiunea dânsii. Și o să vă spun așa. Bine. Nu, ascultați-mă că vă spun acum și nu vreți să auziți ce vă spun. Nu, domnul, ați vrut-o, o luați. Da? Nu, o luați, ascultați-mă. Eu mi-asum responsabilitatea, păi nu, că am pregătit ca să... Am pregătit ca să știu ce spun. Afirmația. Deci, citesc. Vreau să fac afirmația. Pahonțu, Lucian, mi-am scris înainte ca să știu cu procesele. Pahonțu, Lucian, este responsabil din partea președintelui României cu influențarea parlamentarilor a votului lor pe bază de șantaj cu dosare în justiție. Din acest punct de vedere, această afirmație pe care o fac, cu justiția. O susțin. Întreb, uite probleme? Că vine vinerea, zic foarte că multe. Vine, am spus că vinerea viitoare, vine, dacă da. Vreți, dar fără cu domnul Pahonțu în direct, cu cine vreți dumneavoastră. Nu, domnul Pahonțu în direct. Nu, cu cineva domnul de la... Pahonțu, când mă vede cu doamna Carmen, cu doamna Carmen care a plecat de la SPP, nu mai era la SPP purtător cine de... Doamna Carmen văzut? Era, o știe domnul Chirac, doamna Carmen era cea care răspundea de imagine. Domnul Pahonțu, domnul Pahonțu, domnul Pahonțu, în momentul ăsta, eu îi cer un lucru. Eu nu știu pe doamna Carmen. Nu știu cine doamna. Haideți să vă spun ceva. Da, haideți să vă spun ceva. Pe această afirmație pe care am făcut-o și care nu vă angajează cu nimic și nu trebuie să-l apărați pe domnul Pahonțu, eu îi spun așa, domnul Pahonțu. Nu e vorba că-l apăr, nu despre asta. Păi nu, dar lăsați, că a spus că nu are nimic cu statul paralel. Cu nu este. E băgat până în gât în statul paralel. Până în gât și o palmă deasupra. Bine. Da, bine. Eu chiar știu ce spun.
Bine, chiar știu bine. Uitați din ce partid am venit. Nu vă contrazic. Păi nu mă contrazice. Nu putem să mergem în zona asta. Nu, că știu eu și săptămâna viitoare aduc dovezile. Eu am văzut că la cazul colonelului Dragomir, niciodată n-a vorbit colonelul Dragomir că Pahonțul era pe culoarele justiției. Nu, n-a vorbit despre asta. Lăsați-o baltă, că îl îngropați și mai rău pe Pahonțul. Oldea, despre Dumbrava, despre ce... Ascultați-mă, îl îngropați și mai tare. Întrebare. De ce domnul Helvei nu l-a dat afară pe domnul Dumbrava? Că avea atâtea motive. Pentru că îl duce în continuare. Doamna Matei, vă dați seama, nu eu fac strategia domnului Helvig. Pe domnul Helvig știam de când era politician liberal și aveam exact aceleași idei. Mai ales vis-a-vis de Băsescu și ce rău incomensurabil a însemnat el pentru România. Da, haideți să revenim la domnul Dragnea. Da. Credeți că PSD-ul, că Dragnea, aflat în situația asta, va nu știu, că nici nu mai are timp, adică anul viitor suntem în alegeri prezidențiale, în precampanie, va face schimbările în codul penal pentru Matei, în Parlament? Eu cred că, cu orice eu risc, cred... cu băia agățați de guvern, cu hashtag-inii? Doamna Matei, eu cred cu putere că ar fi o mare greșeală dacă modificările s-ar face acum prin ordonanță de urgență. N-au decât să-și dea sesiune extraordinară, să muncească toată lumea, toată luna iulie, să fie Parlamentul la muncă, să treacă legile prin Parlament. Cel mai târziu în octombrie, că nu le poate bloca la nesfârșit nici domnul Iohannis. Or să fie toate legile, legal, moral, democratic, trecute prin Parlament. Cu amendamentul ăsta, într-adevăr, și e bine că Liviu Dragnea și-a cerut scuze, că au făcut-o după 2 ani de zile, dând motive care nu pot fi explicate decât pentru un fel de complicitate așa cu statul subteran. Altfel nu poți explica de ce n-ai făcut când ai avut mandatul publicului, mandatul populației pentru asta. Pentru da, mă rog. Că PSD-ul întotdeauna, cred că asta a fost gândirea, a greșit, s-a interpretat, adică ambasadele au sărit pe tavan și au spus, domnule, mișcări pruște, să fie transparență, Dragnea a mers pe ideea... Știți la fel de bine ca și mine, că nu ambasadele te pun președinte și te trimit în Parlament, te votează poporul român. Iar dacă o putere, o majoritate parlamentară, un guvern, este atât de slab, atât de slab, încât să fie dat jos sau împiedicat să guverneze de câteva mii de oameni care demonstrează în fața guvernului, păi ați fost la Washington, dar ați fost în fața Casei Albe. În permanență în fața Casei Albe este o demonstrație. Da. Că demonstrează împotriva lui Obama sau al lui Trump sau pentru salvarea balenei albastre. Acolo e un grup de oameni care demonstrează. Dom'le, asta e democrația. Văd că acum se preferă Piața Victoriei. Foarte bine, e o piață frumoasă. Eu le-aș amenaja un spațiu civilizat cu voieșire de asta. Da, ca să nu mai oprești traficul în zona asta. Fă, domnule, da, uite, domnule, la noi e democrație. Să demonstrează, să spun. L-ați crezut pe Dragnea când a spus în seara asta că merge până la capăt? Bine, nici nu știu ce ar putea să facă. Da, doamnă, dar am mai avut un interviu tot așa, foarte puternic. Corect. Acum vreo lună de zile. La o altă televiziune. Și tot așa a spus. Tot așa ne-a spus. Ne-a dat un semnal foarte puternic. Doamna Matei, că eu vă respect mult, fiindcă ați dat câteva lovituri importante chiar din interiorul statului subteran. Deci, chiar aveți niște dezvoltări. Ați văzut, cu permisiunea noastră, vă preluăm și noi la deceniu. Da. Într-adevăr, avem ce învăța. Vă spun următorul lucru, însă. De ce nu a făcut la timp lucrurile astea? Corect. Este marea și singura întrebare. De ce n-a făcut? Fiindcă lui s-a inventat acest dosar. Să nu spuneți că durea în cot DNA-ul că două femei lipitoare de afișe lucrau la PSD Teleorman și erau plătite de la administrația Teleorman. Cum fac toate partidele din România. Că dacă ei luau pe toți, ei... 30.000 de lipitori de afișe sau 50.000. Dosare foarte simplu, dar și foarte complicat sunt. Așa, bun. Când s-a făcut dosarul respectiv, clar cu țintă el, ce spera domnul Dragnea? Că s-o opresc la jumătatea drumului. Corect. Ce spera? Că o judecătoare l-a achitat.
n-au putut să o întoarcă și pe aia. Am înțeles că pe un alt post de televiziune, în mod democratic și liber, au amenințat-o pe judecătoare. Eu am spus, las că judecător, vezi tu. Judecător, domnul Pistoli este care a făcut opinia. Mă rog, foarte bine. Așa, sau cine a fost dânsul în zona asta sau nu, una dintre judecători, înseamnă că au reușit să o convingă pe judecătoare amenințat. Da. Deci ce spera domnul Dragnea? Că va fi judecat corect? Că ne-a explicat în conferința de presă. Părea că a mers la sigur că va fi achitat, adică el nu că avea nicio altă, nu se gândise că va fi condamnat. Ceea ce înseamnă că statul subteran din România s-a dovedit mai isteț decât domnul Drag. În a-l convinge, chiar în a-l convinge că s-ar putea să fie așa cum considera pe bună dreptate, că dacă n-ai făcut ceea ce ți se impută în mod normal, bine, sper este... să eu vă spun achitat, că am discutat da. Cu foarte mulți oameni din justiție, oameni care n-au nicio treabă cu Dragnea, nu înțelege nimeni ce s-a întâmplat aici. Adică nimeni nu înțelege. Doamna, și nu. În foarte multe dosare puțină publicitate. Nu se înțelege ce se întâmplă. Nu, nu, asta cred că e un dosar strategic, ca să spun nu, așa. Nu, toate la fel. O condamnare strategică. Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Chiriac, luăm puțină publicitate și revenim și cu alte reacții. Foarte complicată situația la Partidul Social Democrat. Revenim. Vorbim despre ultimele evenimente din Partidul Social Democrat. Liviu Dragnea, practic, a făcut astăzi o declarație de război împotriva lui Iohannis, Helvig, Pahonțu, Chiove și Băsescu, Ponta și Oprea. Suntem în legătură telefonică directă cu domnul Codrin Ștefănescu. Bună seara, domnul Ștefănescu! Bună seara, doamna Matei! Dumneavoastră, invitaților și telespectatorilor! Mulțumesc seara, foarte seara. Mult pentru că ați fost de acord cu această intervenție. Aș vrea să vă întreb, astăzi, dumneavoastră ați participat la CEX? Evident! Și cum vi se par oamenii din PSD? Mai uniți față de ceea ce i s-a întâmplat lui Liviu Dragnea sau au început să apară taberele, bisericuțele? Știți că dumneavoastră aveți o istorie așa a trădărilor și a devorărilor în partid, de pe vremea lui Adrian Năstase. Este corect, numai că astăzi oamenii nu au fost numai uniți, au fost și furioși, adică e un fel de unitate cu furie. În momentul de față, pentru că toți colegii noștri din țară au aceeași problemă ca la centru. În ultimii ani de zile, de pe vremea lui Băsescu și până în prezent, ceea ce numim noi statul paralel, a găsit în PSD ținta preferată. Și noi de sus și până jos am fost hărțuiți și anchetați și vânați în mod continuu. Inclusiv pe sistemul ăsta mizerabil de hărțuire. De exemplu, cum ne povestea Olguta Vasescu, numai nouă și în spațiu public, când și-a citit rechizitoriu, a aflat că a fost înregistrată și filmată în dormitor, timp de 6 luni de zile. Rechizitoriu pe care să știți că l-a primit de la presă. Pentru că... Da, exact, exact. Da, știu că Victor Citacu l-a dat. Da. Sigur că există o presiune foarte mare și din teritoriu. Există o presiune foarte mare. Să știți că nu pot să vă înțeleg eu prin telefon, nu știu. Vorbim pe rând ca să ne înțelegem. Vă ascultăm, da. Este o presiune foarte mare din teritoriu, pentru că primarii noștri sunt asaltați de cetățenii care au votat și toată lumea cere la unison să trebuie cu aceste abuzuri, cu aceste aberații de genul. Adică ce știu românii în teritoriu? Știu așa, că statul ăsta paralel a anchetat odată 74 de medici oncologi, dintre care 14 chirurgi de renume mondial. 7-7. Știu că 42 de jurnaliști cu jurnalistă de la România TV au fost chemați la parchet pentru că au dat pe post un film care a atacat statul paralel. Oamenii știu că Stentara, care ne-a băgat la pușcărie, fostul prim-ministru și ministru apărării, care au tratat și au negociat integrarea NATO și Uniunea Europeană. Asta le știm. De ce discutam mai devreme cu domnul Chiriac și ne întrebam unii pe alții? Păi și de ce nu le-ați făcut? Adică cine v-a oprit? Păi le-am făcut. Numai că le-am făcut la maniera asta. 2 pași înainte și jumătate de pas înapoi, sau ne-am oprit. Cam asta a fost procedura până acum. Asta e tactica domnului Dragnea, adică dânsul știa că mai are un al doilea dosar, știa că are abuz. Matei, cu consultări, cu dezbateri publice, adică n-am făcut cum a făcut doamna Macovei într-o noapte să schimbe procurorii și legile, sau cum a făcut Cioloș
și a schimbat 57 de articole într-o singură seară prin hotărâre de guvern. Noi am încercat la maniera asta. Parlamentul este sfânt, parlamentul este voința poporului, pentru că oamenii votează reprezentanții lor. Și acum acolo veniți cu Barda, spatele... Întreb. Nu v-am înțeles. Acum veniți cu Barda, că nu mai consultări, s-a terminat 2 ani. Cine v-a oprit să o puneți în aplicare în Parlament? Aveți majoritate, deciziile Curții Constituționale. Am înțeles, întrebarea asta încă doar. Cine ne-a oprit? Nu a oprit nimeni. Pur și simplu așa au fost măsurile care le-am luat și ăștia au fost pașii. Acum vom face pași mai rapizi. Și am și dat o declarație, ați văzut. Începând de luni, anunțăm pasul și facem. În fiecare dată când anunțăm câte un pas, și facem. Direct. Pa. Eu lucrez cu documentele. Văd că aici spuneți așa. Utilizarea cu determinare. Aveți niște tușe groase în această decizie a comitetului. Utilizarea cu determinare tuturor căilor delegale pentru consolidarea autorității CCR, astfel încât deciziile definitive și obligatorii să fie respectate și puse în executare. Ce faceți dacă președintele Iohannis, vă întreb, începeți suspendarea? Dacă președintele Iohannis, că suntem în a 15-a zi, că el tot în număr pe domnul Iohannis. M-a plictisit. În primul rând trebuie să așteptăm încă o săptămână, care să mai citește o săptămână și vede ce spui acolo și înțelege. Noi știm că deciziile curții trebuie aplicate automat, pentru că și noi am aplicat în 2012. Nici nu ne-a convenit în 2012 că au fost anulate 8,4 milioane de voturi, dintre care 7,5 milioane pentru demiterea lui Băsescu. Am criticat decizia curții atunci, dar am aplicat-o. A fost executorie, definitivă, irevocabilă. Deci mergeți la suspendare sau nu? Există un curent foarte mare în partid și în filonul partidului pentru acest lucru. Adică, domnule, dacă și președintele încalcă Constituția, înseamnă că se vor încălca toate legile, mai valabil absolut nimic aici. Eu nu cred că o să încalce însă. Nu știu să zic, așa simțul meu și numai al meu, mai mult la din PSD, este că domnul Iohannis nu va încălca Constituția și o să o revoce pe doamna Chiovici și așa cum este decizia. Săptămâna viitoare când termină de citit, că săptămâna asta e dedicată cititului, toată lumea citește. Probabil însă ședința de astăzi, ca să ne rămurim, a avut de fapt un subiect foarte important. Până acum am tot fost vânați, până acum au tot existat abuzuri, până acum tot am stat și ne-am uitat cum mii dintre colegii noștri sunt într-o stare din asta de vânătoare continuă și tot am sperat că așa cu pas, mai mărunt, mai cu dezbateri, mai cu așa, vom reuși să readucem normalitatea în țară. Deși avem și pârghii de aș vrea să rămâneți cu noi, trebuie să luăm puțină publicitate și revenind după publicitate, că am mai multe întrebări și cred că au și invitații din ședința Partidului Social Democrat, pentru că declarația domnului Dragnea a fost foarte puternică în această seară, așa că v-aș ruga, domnule Ștefănescu, să rămâneți cu noi și după publicitate.